În episodul de astăzi de Park City. Nu știu cine o să folosească toată casa asta. Cu ăștia, nu știu, ți dau ție cadou, că ești un om muncitor, meriți să fii răsplătit. Știi ceva? Nu cred că trebuia să vă arăt chestia asta. Ok, aici pot să-mi fac eu nevoile ca idee. Un singur om muncitor în orașul ăsta, domnul. Băieți, nu știu dacă mi se pare mie, dar parcă Macaraua asta nu era aici, era în față, nu? Și era mai mică și acum e gigantică și casa asta începe să prindă contur și cumva e cât Arcul de Triumf. Uite că era aia mică de acolo, dar asta nu țin minte. Mamă, dar ce casă mare își face, ești nebun. Da, nu știu ce să zic. Nu știu cine o să folosească toată casa asta. Ok, nu o să intru în detalii, având în vedere că eu acum am cea mai mică casă de pe serv. Bine, exceptând casa lui Ghețaro, care e mai mică, e un iglu. Da, în continuare a mea a rămas cea mai mică, bineînțeles, trebuia să continui casa de acolo, dar tot așa a rămas ca în episodul trecut. Dar de ce a rămas așa? Sincer, n-am mai avut timp să mai intru. Vreau să verific puțin pe aici, că ăsta așa. Am primit salariu, da, am primit salariu, da. Ok, nu mai știu care era ăsta cu, cred că ăsta albastru era. Ok, unde avem eu bani? 843 de dolari, ești nebun la cap. Ideea e că am înțeles de la bătrânul că au finalizat mare parte din Ikea și arată altfel acum, așa că hai puțin până la Ikea să vedem dacă găsim chestii mai interesante, poate ne vine vreo idee despre cum ar trebui să facem casa să arate mult mai bine, mă gândesc. Acum nu știu ce să zic, dar vedem acum, uite, parcăm și noi frumos aici, așa, am parcat de toți banii. Ce a făcut pe aici? Ok, avem zona de food aici, acolo e zbăile, am intrat și în episodul trecut acolo, aici sus ce e? Zona de, pentru food, aici vii și mănânci genul. Și uite așa arată nou Ikea, dormitor și birou. Ok, aici sunt casele de marcat, nu ne uităm pe aici. Hai să vedem ce avem prin Ikea ăsta, ești nebun? Ok, o grămadă de chestii, uite ăsta arată dormitor. Ăsta arată bine. Da, chiar arată bine. Uite, cu șemineu, două. Ok. Patul ăsta negru dublu e mișto rău de tot. Uite ce mișto arată toate chestiile astea pe aici. Chiar super, ce tare. Chiar super șmechere dormitoarele de genul ăsta. Arată super bine. Uite, ăsta îmi place. Și ăsta de aici cu scaun de gaming, cu laptop, cu ce naibă ăsta. Ok, un dulap. Așa, aici avem ceva. Ok, o să intrăm și acolo, că văd că mai avem o zonă nouă. Zona asta e de birou, nu? Dacă am văzut eu bine, zona asta e de birou. Ăsta cu albastru, nu știu ce să zic. Avem scaunele de gaming, ăsta arată mișto. Ăsta chiar arată super șmecher. Așa, aici avem bucătăriile. Ok, mamă, dar ce mișto sunt astea. Da, tată, arată super, super bine nou Ikea. Chiar super, super bine. Și aici cred că e depozitul. Aici putem să venim să vedem ce. Sau nici nu știu dacă avem voie să intrăm pe aici prin depozit. Uite că la cară marfă pe acolo. Ok, și ăsta de... sper să nu mă calce. Ok, cred că... Știi ceva? Nu cred că trebuia să vă arăt chestia asta. Ok, avem foarte multe chiuvete pentru baie. Ok, nu, deci nu pot să cred. Ok, troll, foarte troll. Ok, și aici e zona de venit cu tirul ceva, nu? Ok, am înțeles, ca să vină gen să descarce marfă. Deci e depozit, e zona de depozit aici. Ăsta ce număr are? Ok, nu citiți numerele, da, deci nu vrem să știm ce înseamnă numerele alea, e ok așa, intrăm în detalii că nu are rost. Băile, hai să mergem la baie la băieți aici, e ceva la baie la băieți. Ok, aici pot să-mi fac eu nevoile ca idee. Ok, cineva a fost aici și n-a uitat să tragă apa, nu știu dacă ați văzut, nu vreau să intru în detalii legate de treaba asta. Hai să vedem și pe partea de sus, poate s-au modificat chestii și pe partea de sus, de ce nu? Ok, deci avem sufragerie și baie. Ok, hai să vedem baia, că la baia chiar mă interesează. Wow, ce mișto s-alea. Avem și apă. Hai să ne spălăm. Ok, cred că l-am buguit puțin. Nu, pune înapoi. Ok, nu vreau să stric ceva pe aici. Uite, punem apă în toate pe aici. Trolăm puțin. Tragem WC-ul. Putem să tragem apă la WC-ul. Nu? Așa, le umplem pe toate cu apă să fie aici apă. Jacuzzi de asta rotund, așa. Ok, arată super șmecher. Chiar îmi place mult. Și zona asta de sufragerie, ei bine, avem câteva modele aici de sufragerie, chiar arată ok. Cred că ăsta pe negru îmi place mie cel mai mult, nu știu de ce, dar arată super ok. Două televizoare, acum știi cum e? Cei care stau aici se uită acolo, teoretic, și ăștia care stau aici se uită acolo, ca să vadă destul de bine și ne uităm la chestii diferite. Canapele, mese, interesant. Chiar e mult prea interesant. Adevărul e că au făcut o treabă foarte bună băieții aici cu Ikea-ul. Chiar dacă a stat ceva timp așa pe tușă și n-a mai fost finalizat, să știți că acum chiar arată super bine și chiar eu personal, că n-am participat la construcția lui, chiar super mulțumit de rezultat și bănuiesc că și băieții fac și bani cu chestia asta, că toată lumea are nevoie de mobilă. Pe aici băieți nu știu dacă s-au mai întâmplat chestii. Molul de când s-a făcut Ikea...
am omorât cioara, ok. Molul de când s-a făcut Ikea-ul chiar s-a cam dus pe copcă. Ok. Dar nu știu ce să zic, pe aici nu s-au mai întâmplat nimic, e, magazinul meu e destul de gol. Nu că la ceilalți ar mai fi ceva vânzare sau că au cam scăzut vânzările în ultima vreme, cam la toate magazinele. Cred că e criză sau ceva de genul ăsta, de aia au scăzut. Da, în fine, mergem acasă. Parcă acum începe să prindă puțin contur căsuța asta, acum seamănă foarte mult cu asta de aici. Da, nu știu ce să zic, am făcut-o mult mai mare decât credeam eu că vreau să o fac. Nu știu cum o să-i dau design să arate bine, încă nu m-am hotărât la toată treaba asta, dar probabil pe parcurs o să mă gândesc cum vreau să fac zona asta. Oricum, avem ceva design mai diferit, să zicem, da, e mai diferit decât ăsta și cumva, vedem, nu știu dacă îi mai fac, cum ar fi să-i mai fac încă un etaj, ești nebun, ar fi mare, deși asta e doar prima parte a casei, adică și ea trebuie să vină până undeva în zona asta. Da. Nu știu cum o să fac treaba asta. Momentan n-am nici cea mai vagă idee cum aș vrea să fac treaba asta. Ideea e că eu m-am gândit prima oară la un design, după aia m-am răzgândit. Da, nu știu. Chiar n-am nici cea mai mică idee cum vreau să fac treaba asta. De asta durează și atât de mult construcția ei, pentru că o facem treptat, cumva. În același timp îmi organizez și eu puțin ideile și cumva știu ce vreau să fac pe viitor, dar acum, în momentul de față, sunt puțin în ceață că nu-mi dau seama. Voiam să fac o zonă de garaj undeva în zona asta, ceva de genul, ceva, nu știu, un garaj ceva, dar am văzut că dau în geamurile astea de aici cu garajul, atunci nu o să mai fie posibil să fac garajul ăla decât dacă mă duc cam până aici ca să nu am treabă cu geamurile, știi, să mă duc până aici cumva și de aici să fac garajul, adică ceva de genul ăsta. Hai să vedem dacă măcar pot să-l fac la jumătate. Dacă las 3 aici și 4, nu, deci nu e ok, deci dacă aș lăsa 4 aici, da, și în partea asta la altă aș lăsa tot 4, cam asta ar fi cu garaj, adică aș avea loc de 2, a, nu-i rău, de ce, adică e ok, chiar e super ok, adică aș avea loc de cam 2 mașini în garajul ăsta cumva, să mă duc ceva de genul ăsta, deși e prea mare chiar, că mașinile nu sunt chiar atât de mari. Și aș putea să am un loc de garaj fix în zona asta și atunci nu m-ar încurca foarte mult. Și în partea aia la fel m-am gândit, aceeași chestie, să fac cumva garajul în două direcții diferite, ceva de genul ăsta, cred că e suficient. Hai să vedem câte am făcut aici, avem 4, nu? Și aici avem 4, deci mă mai duc până aici și gata, șmecheria. Da, nu știu ce să zic, arată interesant zona asta, nu știu cum o să o fac să arate și mai interesant de atât, uite că avem o grămadă de semințe pe aici, ok, o să scap de astea, n-am treabă cu ele. Se ocup lu pe server, dacă vă întrebați, cam atât momentan, poate mai intră oameni între timp, nu știu sigur să vă spun. În felul ăsta mă gândesc că nu are cum să afecteze zona asta, aici o să vină podea la nivelul geamului și vedem din ce facem podeaua aia, că momentan nu știu. Și zona asta, eu așa zic, zona asta de exemplu aș face ceva de genul ăsta, aș pune ceva, nu știu, concret sau ceva de genul ăsta pe jos. Și cumva aș face garajul pentru mașini. Eu am două mașini, eu am două zone de genul ăsta. Cred că e mai mult decât suficient și arată super ok. Dar nu știu dacă am concret să vă spun. Uite un Firefly. Cum ai ajuns tu acolo? Nu știu. Concret, uite, grey concret. Ok, și să pun concret dintre ăsta grey? Da, ce are. Până la urmă arată destul de ok. Și atunci, uite, ceva de genul ăsta. O să vină zona de garaj pentru mașinițe. Și eu, de exemplu, acum, dacă vreau, pot să-mi aduc mașinile din partea aia. Și dacă merg frumos bam 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 să-mi iau mașinuțele, vai, dar ce mare e chestia asta, pot să mi le duc lejer, frumos, le parchez în garaj fără nicio problemă, nu mă deranjează nimeni și sunt și protejate și pot să ieși prin ușa din spate dacă vreau la un moment dat, te pot să le pun ceva de genul ăsta, una, și mă duc și pe cealaltă, să o pun în partea cealaltă și am rezolvat problema. Și ușor, ușor începe să prindă contur și casa asta, într-adevăr, trebuie să-i dau o formă, trebuie să-i fac niște terase, ceva, văd eu cum fac chestia asta, poate mai modificăm, poate nu. Oricum o să iasă o casă destul de mare și nu știu dacă o să o folosesc, la cât de mare vreau să o fac, dar dacă toată lumea are casă mare pe Park City, vreau și eu casă mare, că, na, asta micuță a fost bună până acum, nu o să o dărâm, o să rămână așa, dar vreau ceva mai mare, mai șmecher, mai nou. Nu știu, mă gândesc. O să încerci să intri. Salutare, domnul Ciobi, ce faceți? Să trăiți, domnul. Păi construiesc aici la casa asta, o fac mai interesantă, sper. Ce ai pe cap? Șmecher. Păi, pălărie. Păi și eu de ce n-am? Nu știu de ce n-ai. Și eu am primit-o și anul trecut, că cu Halloween, cu alea. What the fuck, eu de ce n-am pălărie? Și tu ai pălărie? Nu știu. Păi fac scandal. Păi, nu știu, faceți la ăștia de la Mojang, la alea, că de acolo am primit-o. Acolo, gata, intru acum la ei și intru peste ei. Da. Mă plimbam până oraș să văd așa, știi, ce s-a mai întâmplat. O, aveți și două mașini, frumos. Bogăție, bogăție, da, o casă numai cu fațada. Da.
Ce șmecher, ok. Măcar un singur om muncitor în orașul ăsta, domnul Ciobică, pe restul m-am dus pe la casele lor, vai. Păi suntem doi. Păi da, dar eu mă plimb și îmi dau cu părerea și okay, muncești okay, măcar. Ok, păi atunci dă-ți cu părerea despre chestia asta de lângă mine. E foarte mare, e foarte mare, îți dau bani să demolezi dacă vrei. Ce faci cu ea? Cu ăștia, nu știu, ți dau ție cadou, că ești un om muncitor, meriți să fii răsplătit. Hai să rămână, 16 dolari îmi iau o înghețată. Păi un, ții niște chifteluțe suedeze de la Ikea. A, păi stai, tot la tine să-i spar cum ar veni, știi? Da, dar mănânci, mănânci pe de gratis. Da, hai că treacă de la mine, înseamnă că e mâncare gratis și apreciez. Da. No, bun. Mă duc și eu încolo atunci, da, dar mobilă șmecheră și... Apucă-te de muncă, nu mai recamentat. Păi o să mă apuc să lucrez la evenimentul ăla care urmează să înceapă de luni încolo. Ok, iauzi. Sunt mulți participanți. Da. Din ce am înțeles, sunt vreo 7 la momentul actual și o să fie premii șmechere, deci foarte șmechere. Dacă mă, nu știu, dacă îmi spui premiile, poate mă convingi și pe mine. Noi nu o să spunem premiile, nu trebuie să știi lumea. Dar, că tu-ți faci casă, dacă câștigi unul dintre premii, o să-ți o poți mobila pe toată gratis. Ok, deci e un voucher la Ikea. Unul dintre premii, dar nu știi de la mine. Ok, da, bine, nu știe nimeni, așa. Numai noi doi. Ok, așa, no, bun, nu. Spor pe aici la muncă, papa. Mersi frumos, papa. Da, băieți, sună interesant concursul ăsta. Poate particip și eu, poate nu, poate da. Mă ocupam aici frumos de sticlă. Voiam să fac sticlă dintre asta neagră, că vreau să pun pe lângă balustrada asta sau ce-o fi ea, că mi s-a părut foarte interesant așa, mai cu sticlă neagră, mai arată bine, știi? Și l-aud deodată pe Blue, nu înțelegeam ce se întâmplă, că eu eram concentrat aici. Dar e bine că a trecut pe aici și mi-a spus exact ce se întâmplă și cu concursul ăla, că știam de el, dar nu știu dacă era atât de interesant pentru mine și cumva n-am vrut să particip. Dar dacă el zice că mobilez toată casa, dacă primesc un premiu, ceva, șmecher, așa, poate mă mai gândesc. Sincer să fiu, nu sunt sigur, dar o să iau un calcul toată treaba asta. Hai să vedem dacă venim cu sticlă până la nivelul ăsta de aici. Așa, tata. Arată interesant sau nu arată interesant? Nu știu ce să zic, nu e cine știe, ci având în vedere că e negru ăsta, poate ar fi trebuit să adaug mai multe culori sau ceva, mă mai gândesc, poate mai modificăm ceva pe aici pe acolo, poate partea aia de sus de acolo trebuie să pun zăpadă, dar după aia ar arăta ciudat ca aici, știi? Nu știu ce să zic, cum o să fac asta să fie bine, chiar n-am nicio idee. Băieții, da, m-am hotărât cum vreau să fac podeaua. Avem aici ceva nivele, o să fie cumva intrare pe nivele, o să mai am un nivel aici de coburt până la geamurile celelalte și vedem cum facem camerele după, dar s-a cam întunecat situațiunea pe aici și mă gândeam să nu știu, să punem niște lumini, dar nu știu cum să le pun, că eu acum mi-am dat seama că astea sunt ciudățele, că ăsta e de 4, nu știu cum o să fac treaba asta să arate bine, dar o să pun și eu așa momentan, aici la mașini măcar. Și după aia mai vedem pe parcurs, o să le punem așa momentan, să fie lumină pe zona asta de aici, că nu prea îmi place când e întuneric. Și o să punem și așa. Și momentan arată o... Dar știi ceva? Dar dacă pun două, se aprind. Ok, nu cred că e bine. Am o idee că astea, cumva, din ce știu eu, dar nu înțeleg de ce se sparg atât de greu. Dacă le aprinzi, cumva, ia să vedem dacă merge, cum zic eu. Dacă le aprinzi, deci, dacă le punem așa, am aprins-o, am pus-o așa, am aprins-o și le-am spart, rămân aprinse, corect? Iar dacă pun încă una aprinsă de asta lângă asta de aici, nu merge? Nu, că se sting, fraierele, că se sting. Deci nu știu dacă e bună ideea asta cu iluminatul, dar asta este. O să pun momentan așa să fie lumină, nu mă mai interesează foarte mult dacă nu e simetrică situațiunea. Și după aia vedem cum iluminăm situația, cum punem. Sau aș putea să fac încă o chestie, aș putea să le pun chiar așa, super în lateral cumva. Adică să vin, hai să le spargem pe astea încă o dată. Haide, tată. A, dar ce greu se spargă astea, n-ai văzut așa ceva, să le pun, uite, așa ceva de genul, ca să fie și... Hai că le-am și pus, parcă sunt nebune și n-ai văzut așa ceva, uite așa, ceva de genul, și atunci cumva simetrice și n-ar trebui să mai fie probleme, ar trebui să pun, uite, una aici și una aici, și aici aceeași, în același principiu, doar că mai în față puțin, așa, să ilumineze situațiunea de aici, așa, tată, bun, hai că e bine, că am descurcat-o până la urmă, e enervante că nu poți cumva să le pui și să fie una lângă alta, dar în rest e ok, luminează, se vede bine, am rămas singur pe server între timp și cam așa arată până acum, v-am spus, o să fie, o să coborăm mai jos aici cu încă un nivel, dar nu știu exact de la ce colț vreau să cobor. Adică aș parcă, cred că mi-am dat seama acum de la ce nivel o să cobor, ceva de genul de pe aici cumva, dar aia e de, nu, uite așa facem, bun, și nu vreau scări, vreau astea, uite, punem niște slaburi, că arată mai,
mai interesant cu slaburi și din zona asta cumva o să vină tot cu lemn. Nu știu de ce, dar îmi place foarte mult cum vine așa cu lemn și aici să vină zid ceva, mă mai gândesc. Oricum trebuie să ajung la nivelul ăsta cumva, cu tot acămul ăsta, tot malderul ăsta de casă, care arată bine, într-adevăr, îmi place cum o să iasă, doar că e foarte, foarte mare și nu știu cât de mare o să vreau să o fac în continuare. Vă dați seama că la un moment dat o să trebuiască să opresc toată construcția la chestia asta, că mi se pare că am cam exagerat puțin. Am făcut-o cam mai mare decât ar fi trebuit să fie, dar asta este, nu mai contează de acum, dacă tot am construit-o, construim înainte. Bun, băți, cam atât cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta din Park City cu Macaraua, cu casa asta în construcție pe aici. Într-adevăr, n-am reușit să facem foarte multe update-uri, dar în același timp, cumva, am mai continuat din casă și teoretic aici trebuia să se termină casa asta, nu trebuia să se continue, dacă înțelegeți ce vreau să spun, adică aici e maximul care vreau eu să-l am la casa asta. Ok, hai ca să nu uit treaba asta, că după aia mă tot extind și dacă stau să mă gândesc, acum nu iese chiar atât de mare. E puțin mai mare decât cealaltă, dar nu e chiar atât de mare de speriat. E ok, și avem și garaj pentru mașinuțe și dacă mă gândesc bine pot să-l fac și mai mare dacă vreau. Dacă ai idee, e suficient momentan. Avem și intrările astea, o să avem și pe aici. Arată bine. Arată bine. Cam atât cu episodul de astăzi. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri. V-am țucat. Pa!